Acum, după sărbători, mulți au pus pe treabă să dea jos kilogramele acumulate de sărbători, dar un moderent face greșeala de înfometare. Își reduce caloriile prea drastic, mănâncă prea puțin și după câteva kilograme pierdute, stă și se întreabă de ce stagnează, de ce nu reușește să slăbească în continuu. La întrebarea asta vom răspunde chiar acum. Let's go! Corpul nostru are nevoie de un număr anume de calorii să trăiască și să funcționeze. Asta se numește rata metabolică bazală. De exemplu, dacă ești o fată care cântărește 60 de kg, cu vârsta de 25 de ani și înălțime de 1,65, rata metabolică a ta este de aproximativ 1500 de calorii pe zi. Aproximativ. Cifra asta reprezintă numărul de calorii de care are nevoie organismul tău ca să-și mențină în funcțiune organele vitale, adică inima, plămânii, creierul, ficatul, rinichii și restul organelor. O regulă de aur, niciodată nu trebuie să mănânci mai puține calorii decât cere rata metabolică a ta. Deci dacă ai nevoie de 1500 de calorii ca să trăiești, trebuie să mai consumi cu vreo 500 de calorii mai mult ca să suplimentezi nevoile calorice pentru activitățile zilnice. Deci cerințele tale calorice au fi undeva pe la 2000 de calorii pe zi. Prin mișcare și sport putem forța organismul nostru să ardă și mai multe calorii, să ardă chiar 2300 de calorii zilnic, iar când ne apucăm de dietă de regim trebuie să reducem consumul de calorii cu nu mai mult de 15%, asta ne va asigura că vom da jos din țesutul adipos și nu din masa musculară. Minus 15% din 2000 de calorii vine cam 1700 de calorii consumate zilnic. Organismul nostru arde 2300 de calorii pe zi, iar noi mâncăm doar 1700. Asta ne lasă într-un deficit caloric de 600 de calorii. Înseamnă cam 2000 pe zi. Îi ceva, nu? Am auzit că sunt antrenori care dau doar 600 de calorii clienților ca să consume pe întreaga zi. Ce performanță să aștepți de la ea? E ca ai o mașină și bagi un litru de combustibil și aștepți să faci 100 de kilometri cu ea. Uite de asta. Dacă nu te alimentezi cum trebuie, nu vei avea o performanță bună la sală, iar fără un antrenament intens, ciuciu rezultat. Deci 1700 de calorii înseamnă cam 4 mese pe zi, una la fiecare 3-4 ore. Slăbește deștept. Mănâncă corect, antrenează-te intens, arată ca cineva care știe ce face. Like, share, subscribe și ne vedem la următoare. Dacă dorești să calculezi și tu rata metabolică bazală a ta, am lăsat un link în descriere, dar poți să cauți și în Google, scrii doar calculator rata metabolică bazală și îți dă acolo o grămadă.